Nicola Smith, actualul comisar pentru muncă, a fost anunțat drept candidat la șefia Comisiei Europene. Social, democratic și sustenabil, așa este viitorul european pentru care noi, toți cei din familia social-democrată europeană, vom lupta și la viitoarele alegeri. La Congresul Socialiștilor Europeni, organizat în capitala Italiei, am văzut încă o dată că cel mai potrivit pentru a fi candidat comun al socialiștilor europeni pentru alegerile europene de anul acesta este Nicola Smith. Împreună cu premierul României, Marcel Ciolacu, și colegii mei din PES Activist România, ne-am exprimat viziunea pentru Europa pe care ne dorim. O Europa. Europă Socială, Democratică și Sustenabilă, condusă de Nicola Smith, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, omul care a dezvoltat programul SUR prin care a salvat milioane de locuri de muncă. În cadrul SUR, România a beneficiat de peste 3 miliarde de euro. Milităm pentru o Europa în care bărbații și femeile sunt egali, în care oricine poate deveni ceea ce își dorește, indiferent de mediul social din care provine. Europa este un far al libertății, al democrației și al demnității umane. Social-democrația oferă speranță Acolo unde alții oferă frică, transmite liderul consilierilor județeni PSD, Alexandru Iovescu.